Gata. M-ați rugat mereu să vă arăt cum se face decolteul unei rochii, care este dublată cu căptușeală. Avem pieptul, bustul, fața și căptușeala așezate față la față. Coasem la 1 cm. 7-8 mm, maxim 1 cm. Am găsit-o pe fimea să mă filmeze. Că a venit acasă să fac roșii. După ce am făcut această cusătură, în zona arcului de cerc crestăm puțin, după care facem tighelul de siguranță. Tighel de aplatizat, pardon. Se desfac cele două piese. Rezerva este sub cusătură, așezată sub cusătură, să vede, și tragem un tighel la 1 mm. I'm like. Un like. Și 13 oameni, 14 care se uită la like. Da, avem 20 și ceva. Bineînțeles că vrei să faci ceva să mai rupe ața. Așa. Nu mă interesează like-urile, puneți întrebări unde nu știți. S-a încurcat ața. Ața este foarte răsucită. Materialul este unul fin, o tafta subțire și am căutat o ață cu finețe mai mare. Asta se încurcă mai des. Și bineînțeles că băgat una acum. Am terminat partea din față. Facem și spatele la fel. Avem doi piepți, doi spați. Așezăm căptușeala față la față, la răscruiala gâtului. Poate vă întrebați de ce n-am închis întâi cusătura umerilor. Era mai corect așa, dar pentru că sunt foarte grăbită și fata pleacă la București, trebuie să scap repede de probă. Și mi-e mult mai ușor să închei cusătura umerilor după. Punem și a doua piesă. Întoarcem și tighelim pe căptușeală. Cineva zice că o face circular. Da. Tocmai am explicat de ce nu o fac circular. Pentru că nu am, în cazul în care mai trebuie modificată la urmă, nu am timp să o desfac. Acum mergem la călcat și pornim după ce, pentru moment, asta este cusătura. Este curat pe față, nu se vede niciun tighel. Merge călcată la gât și revenim cu rochia.